Breaking, Bitcoin a pierdut suportul de la 64.000 de dolari. Nu vă panicați, doamnelor și domnilor, după cum v-am obișnuit. Începem și seria asta de Breaking News în Crypto. Puteți să apreciați acest material, adică să dați un like și să dați un subscribe, dacă cumva nu sunteți abonați. Doamnelor și domnilor, în ultimele 24 de ore avem peste 200 de milioane de dolari, 160 și ceva spre 200, lichidări în, din nou, ultimele 24 de ore în zona cripto. Lichidări long de peste 130 de milioane și short-uri de vreo 40 și ceva de milioane. Și desigur, în toată deznădejdea asta și în toate sell-off-urile acestea există și candidați la Senat, precum ar fi John Deaton, care anunță că are 82% din întreaga sa valoare în Bitcoin, din întreaga sa valoare netă, ca să specific lucrul ăsta. Citez ce a zis ăsta. Vreau să văd dacă mă amintesc. Mă duc împotriva lui Elizabeth Warren, care vrea să interzică autocustodia, adică self-custody în cripto. Asta a declarat Deaton. De fapt, fiți atenți. Thank you, and it's great to be here. Listen, I'm from Detroit, Michigan. That's where I was born. Single mother on welfare and food stamps in one of the worst neighborhoods in America in the last 40 years, called Highland Park, Detroit. And listen, when I read the Bitcoin white paper in December of 2016, I thought of my mother, because I remember standing in line, watching her debase herself because she couldn't keep a minimum bank deposit. So she had to go to those check cashing stores that you see in the hood. And I saw her beg them, can you please take not 20% or 15%? We need that money for food. So when I read the Bitcoin white paper, I thought of her and I thought of how we can eliminate the predatory fees of the banks and the middlemen. When I was in college, I would send my mother money to help with my younger two siblings. I'd send her $100. It would go through Western Union. They would take $12 or $15. And so listen, when they're not looking, that's where you pay attention. I just disclosed to the Federal Election Commission that my net worth 82% is in Bitcoin, baby. And I'm going against Elizabeth Warren, who wants to ban the self-custody of Bitcoin in the United States. She went on Meet the Press and she told Chuck Todd that America is ready for a Federal Reserve issued CBDC. Ooh. George Orwell is rolling over in his grave, and I'm looking you in the face and telling you, I'm going to beat Elizabeth Warren. Ați auzit, nu? Băieții mari sunt cu Bitcoin. Adică nu fug, doar retail-ul, doamnelor și domnilor, se sperie. Mergând mai departe, dominanța Bitcoin urcă încet, dar sigur, da? Asta e important. Încet, dar sigur. Până la aproape 59%, unde avem și o zonă de rezistență extrem de importantă și puternică. Dacă o spargem, o să fie interesant ceea ce urmează. Așa că s-ar putea să mai vedem câteva sângerări pe altcoin-uri pe termen scurt, da? Văd că este o oportunitate de a acumula, dar desigur că au fost mai multe oportunități în ultima perioadă de a acumula, dacă mai rămas ceva să acumulăm. Nu mă las mișcat de aceste scurgeri, pentru că după cum era și planificat, da, poate pe termen scurt, deși inițial aveam o tendință să ne gândim la o piață bullish, pentru ceea ce a zis Jerome Paul, dar în sfârșit, după cum era planificat, nu știu dacă avea să fie o vară incendiară, da, până la urmă, ci una destul de plictisitoare. Și de ce zic plictisitoare? Pentru că, în general, dacă ar fi să ne raportăm acum la piață, sunt deja 5 luni de ranging. Și avem și luna asta, august, înainte. Acum Jim Cramer o schița ceva, v-am zis, materialul de dimineață. Vedem dacă se materializează asupra acestei luni. Să vedem niște gain-uri, da? Care poate să ne mai scoată din monotonia asta. Pentru că este o monotonie în piață. Pe mine nu mă mișcă deloc că ne plimbăm între 60 și 70 de mii. Absolut deloc. Nu mă mișcă chestia asta. Dar mă mișcă puțin ideea că, bă, cum nu am reușit încă să spargem rezistența aia nemernică de la 70 de mii. Deci se așteaptă mai multe sideways din acest punct. Nici măcar starea dovish, din nou, a lui Jerome Powell, nu a impactat pozitiv pe termen scurt piața. Acum, dacă ar fi să ne uităm pe Bitcoin, paritatea de USDT, de exemplu, pe oră, din ce m-am uitat pe grafice, în
aceste sell-off-uri, Bitcoin aproape a atins țintele de corecție și aproape a adunat toată lichiditatea cea mai semnificativă, fiind sub 62.000 de dolari, unde mă aștept cumva, asta este părerea mea, nu sfaturi financiare, nimic din ceea ce discutăm aici, unde mă aștept cumva să se termine corecția aceasta. Puteți observați chiar și pe acest grafic cât de curat a corectat și a definit această mișcare. Și acum, doamnelor și domnilor, încă un breaking pe final, da? Banca Angliei reduce ratele cu 0,25% până la 5%. Aceasta este prima reducere a ratei din 2020. Acum urmează SUA, da? Se reducă. Sperăm că în septembrie, începând cu 0,25%, da? Să vină Jerome și să înceapă să reducă ratele de referință. Și că tot vorbeam de SUA, dacă tot suntem la capitolul ăsta de breaking, hai cu unul și de aici. Cererile de șomaj, vreau să fiți foarte atenți, cresc la 249.000, depășind așteptările de 236.000. Acesta este cel mai mare număr din iunie 2023. So, se întâmplă câteva lucruri faine în piața cripto. Dacă îți plac seriile astea de breaking și îți place să fii ancorat la tot ceea ce se întâmplă, poți să lași acolo un comentariu dacă vrei să continui cu aceste serii. Sunt pur informative, da? Dacă identificăm oportunități, o să profităm de ele. Și dacă vrei să vezi mai multe în materie de tranzacționare, în materie de investiții, analize pe diferite altcoin-uri, ai oficial link-ul în descrierea clipului, să mergi să te abonezi în GC, în Greu Capital, să devii abonat premium sau membru premium. Nu uitați să dați un like la materialul ăsta și un subscribe dacă nu sunteți deja abonați. Până data viitoare al vostru, Robert, încheiem acest breaking. Numai de bine, sus inimile!